Intrând el în corabie, ucenicii l-au urmat și iată, furtună mare s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Și venind ucenicii la el, l-au deșteptat zicând, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Iisus le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște deplină. Dragi spectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă invităm să vorbim astăzi despre frică, despre teamă, dar și despre responsabilitate. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi astăzi pe Părintele Anton Savelovici, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște și preot la Biserica Maica Precista din Ploiești. Părinte profesor, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos! Așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi, emisiunii noastre, vorbim despre frică. Și găsim, iată, în Evanghelia după Matei, din capitolul 8, versetul 26, acest pasaj foarte frumos. De ce vă este frică puțin credincioșilor? Părinte profesor, este frica un semn al slăbiciunii credinței? Omul, numai dacă este sau nu credincios, se teme. Are o teamă că moare, are o teamă că nu mai are ce să mănânce, are o teamă că își pierde funcția. Omul are multe frici, în general. Întâlnim frică și la oameni care au pornit pe calea credinței. Sfinții apostoli erau în preajma Mântuitorului de ceva timp și iată că s-au temut că vor muri. Și avem episodul acesta al liniștirii furtunii, în care Mântuitorul le spune că nu trebuie să se teamă și le spune că sunt puțin credincioși. Deși l-au avut pe Mântuitorul de mult timp și au văzut că are putere mare asupra naturii și asupra oamenilor, când a fost situația ca să li se pară că ei ar putea muri, au intrat în panică. Pare ca fiind ceva constructiv ființei umane, frica. Frica nu a existat în proiectul inițial, așa cum a fost construit omul. În rai, omul nu avea frică. După ce boala și moartea a intrat în lume, prin căderea protopărinților, atunci a intrat și frica și toate celelalte consecințe. Când omul sporește în credință, cu cât omul se aseamănă mai mult cu Dumnezeu, cu Hristos, cu atât îi se diminuează frica și cei care sunt desăvârșiți ajung să își dorească să treacă cât mai repede din această viață în lumea de dincolo, pentru că știu că vor scăpa de multe încercări și de multe greutăți, iar lumea de dincolo vor fi doar în bucurie, în lumină, în dragoste, în Împărăția Preasfintei Treimi. Neavând nici cum gând de sinucidere sau vreun gând rău că ar vrea să scape de viața aceasta. Sunt conștienți că alta este realitatea cea veșnică și că totul este trecător aici. Își fac din plin datoria în această viață și nu se mai tem. Mântuitorul ne-a învățat de cine să ne temem. Să ne temem de cei care pot să ucidă sufletul. La Luca, capitolul 12, versetele 4 la 7, ni se spune foarte clar, Mântuitorul ne zice să ne temem de cei care pot să ucidă sufletul, nu trupul. Este simplu de înțeles, pentru că cu o moarte suntem datori, mai devreme sau mai târziu, și se încheie socoteala cu această viață, dar cei care pot să otrăvească sau să ucidă sufletul, aceia trimit sufletul în ghienă. În versetele la care tocmai am făcut referire, Mântuitorul ne spune foarte clar că și pericapului omului sunt numărați, adică până la cel mai mic amănunt, Dumnezeu poartă de grijă, poartă de grijă tuturor făpturilor, întregii creații. Dumnezeu poartă de grijă și pentru ultima gâză și pentru ultima celulă. El ține totul la existență. Dumnezeu nu a aruncat lumea să se autoguverneze după niște legi, ci El însuși, Dumnezeu, intervine în mod direct și hrănește tot universul, tot ceea ce există, în mod necondiționat, cu energie, cu har, și le ține la existență. Dumnezeu poartă de grijă. Chiar dacă în anumite situații, în anumite momente, în anumite perioade de timp pot părea că lucrurile sunt scăpate de sub control, că Dumnezeu, unii își pun problema, unde este Dumnezeu, de ce se întâmplă atâtea nenorociri, totuși Dumnezeu poartă de grijă.
în mod discret, poate de grijă, le guvernează, nu lasă pe diavol să își facă de cap, să facă rău cât ar vrea el sau cât ar putea. Există o libertate nu absolută, ci îngrădită. Nu se poate întâmpla chiar absolut orice. Trebuie cel care merge pe calea credinței, pe calea către Dumnezeu, știe și simte că Dumnezeu poartă de grijă și nu este nimic întâmplător și asta îl ajută să nu se deznădăjduiască, să înțeleagă că atunci când Dumnezeu va binevoi, va scăpa dintr-o anumită încercare. Sau dacă nu, acea încercare, chiar dacă este grea, poate să fie spre sporirea credinței, spre mântuire. Avem viețile sfinților mucenici, ca exemplu, din care vedem că Dumnezeu a lucrat cu putere în viețile lor, chiar a săvârșit minuni, vindecări miraculoase în trupurile lor sau în viețile altora, dar Dumnezeu a îngăduit ca să moară milioane de creștini, să fie sfârtecați chiar de fiare și nu s-au lepădat de credință, ci s-au mântuit, au luat cunună mare în Împărăția Preasfintei Treimi. Spunea cineva, apropo de frică și de faptul că Dumnezeu poartă de grijă, spunea, există mărturie concretă de la sursă, că în perioada războiului al doilea mondial, cei care jefuiau morții sau pe muribunzi, au fost cazuri când muribunzii erau omorâți și jefuiți, li se luau dinții de aur sau ceasul, aceia nu s-au mai întors acasă, au murit. Jefuitorii, hoții, soldații care jefuiau, au murit. Iar cei care se mulțumeau cu viața chinuită pe care au avut-o, acolo în condițiile cumplite, fără să aibă depresie, așa cum, sau să aibă atacuri de panică, așa cum e prea la modă acum, Dumnezeu i-a ferit și a ajuns acasă. Chiar dacă poate au făcut și ani grei de lagăr în Siberia, Dumnezeu i-a întărit și i-a dus acasă. Este mărturia cuiva care, vă spun de la sursă, nu așa din poveste, cineva care a fost pe front și a purtat în raniță o cruce mare, grea, de câteva kilograme, poate că avea sau nu avea de mâncare sau de unele și de altele, și cu acea cruce a mers pe front și s-a întors acasă la familia lui. Dacă se plătesc în viața asta, scăpăm de plata pe lumea cealaltă. Nu există nimic haotic. Totul e cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu și pentru cine poate să gândească, să aibă tăria mucenicilor sau a dreptului Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, atunci un astfel de om trece altfel prin această viață. Înțelege și trăiește și practică ceea ce ne-a învățat Mântuitor și ceea ce ne-a învățat și Sfântul Apostol Pavel, direct de la Mântuitor. Să mulțumim Dumnezeu pentru toate și pentru bune și pentru cele mai puțin bune. Pentru că în toate este purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Cu adevărat că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Exact. Și așa Dumnezeu procedează cu omul exact cum procedează un medic bun cu pacientul. Când trebuie să îi facă intervenție chirurgicală, chiar dacă este teamă că va fi o operație grea, îi se aplică apoi o medicație amară sau total neplăcută, medicul știe ce are de făcut și o face cu toată conștiinciozitatea și îl ajută pe pacient ca să supraviețuiască, să trăiască. Și Dumnezeu la fel face cu noi, pentru că ne iubește, ne aplică din când în când și medicamente amare, ne mai și ceartă, ne mai mustră, ca să ne mântuim, să ne izbăvim de anumite păcate, de anumit balast din viața aceasta și să ne mântuim pentru a noastră mântuire. Poartă de grijă. Iubește un om de mult și așa cum se procedează și în educație, mai trebuie și mustrări, mai trebuie și măsuri ușor punitive. Părinte profesor, totuși în slăbiciunea noastră câteodată, parcă uităm de Dumnezeu, că Dumnezeu ne poartă de grijă și iată am văzut în zilele noastre, în vremurile acestea de încercare prin care trecem, spaimă, frică printre oameni. De ce această frică nu este bună pentru zidirea noastră, dar și până la urmă pentru viețuirea noastră de aici de pe pământ? Frica pe care o trăiesc oamenii, destul de mulți oameni ziua de astăzi, este de la diavolul. Îi terorizează pe oameni. Sunt frici și induse prin mass media. Mass media poate să ajute enorm de mult dacă
nu se face manipulare și poate să fie de folos oamenilor, dar din păcate și faptul de a-i ține pe oameni în teroare că au murit nu știu câți, că s-au îmbolnăvit nu știu câți, că nu știu ce alte nenorociri s-au mai întâmplat, pe unii oameni îi terorizează. Oamenii care sunt conectați numai la știrile acestea destructive și alarmiste. Și care și-au informațiile numai din aceste medii. Din exact. Păcate. Oamenii aceștia sunt terorizați. Am cunoscut persoane care erau terorizate enorm de mult și când a fost așa zisă a gripa aviară. A fost ceva și atunci. Dar ajunsese să spună, nu mânca ouă, nu mânca carne de pas, nu mânca nu știu ce, că vă îmbolnăviți, muriți. Și n-a fost așa. Dar erau terorizați pentru că stăteau numai cu ochii pe ecranul televizorului și nu aveau și altă sursă de informare, nu mergeau la biserică și nu se raportau la Sfânta Evanghelie, nu citeau Sfânta Scriptură și atunci e de înțeles că erau terorizați. Și de asemenea, oamenii se mai tem în ziua de astăzi și pentru că pot să piardă niște privilegii din viața aceasta, că pot să-și piardă scaunul, că pot să-și piardă bucățile de carne și multe alte lucruri care, până la urmă, sunt trecătoare. Oamenii în perioada interbelică au trăit mult mai greu, în condiții de sărăcie, cu mulți copii, multe femei nu aveau servici, doar bărbați, erau întreținători de familie, s-au dus prin războaie, unii nu s-au mai întors, unii s-au întors ciungi de acolo și totuși nu s-au sinucis, n-au făcut depresie, au mers mai departe, s-au chinuit. Și noi astăzi avem atâta lux, atâta tehnologie și una, două, gata, intrăm în depresie. Facem atacuri de panică. De ce? Pentru că ne-am moleșit. Ne-am depărtat luxul acesta prea mult, prea mare. Ne-am depărtat, ne-am moleșit sufletește. Ne-am depărtat de Dumnezeu și nu mai reușim să postim, să renunțăm la aceste, așa zise, bunătăți pământești. Și dacă oamenii nu se trezesc la realitate, Dumnezeu va îngădi la un moment dat ca să mai slăbim legătura cu aceste, așa zise, bunătăți materiale și tare mie că oamenii vor suferi enorm de mult. Sunt oameni, știm cu toții, sunt oameni care sunt atât de dependenți de calculator, de tabletă, de telefon, că în special copiii de o anumită vârstă, dacă le iei aparate din mână, sunt foarte nervoși, sunt dependenți și e grav. Le e teamă. Dacă l-amenzi pe copil că iei telefonul, e frică. Nu e frică poate că îl tragi de urechi, deși nu este normal, sau nu știu ce altă pedeapsă poți să-i aplici. E frică și reacționează urât dacă iei telefonul de care el este prea legat. Fricile astea apar în lumea aceasta prea îmbâxită de atâta materialitate și vor crea probleme. Oamenii cu greu trăiesc în mult lux, în prea multe bunătăți și să fie ca și cum nu le-ar avea. Este o vorbă foarte frumoasă care spune că la un moment dat a trecut la cele veșnice un bogat și un sărac. Bogatul nu a luat nimic cu el, săracul nu a lăsat nimic în urmă. Și atunci care ar fi diferența dintre cei doi? Depinde cum ne raportăm la ceea ce avem aici, pentru că și un bogat poate să fie lacom și un sărac poate să fie foarte dornic de a avea. Depinde cum ne și raportăm. Cârtitor și cârtitor, da. Depinde cum ne raportăm la bunătățile acestei vieți. Trăim pentru a fi sau pentru a avea. Mântuitorul a zis, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Nu a avea este problema. Cum ne raportăm la ele? Din păcate, cei mai mulți oameni, într-o populație de peste 90%, aș zice eu, se atașează de ceea ce au. Se atașează în mod bolnăvicios. Nu le consideră ca și cum nu le-ar avea. Știți, Sfântul Apostol Pavel chiar zice la un moment dat celor care erau căsătoriți să fiți ca și cum nu ați avea femei, ca și cum nu ați fi căsătoriți. Adică să nu te așezi mai mult de nimic din viața aceasta, mai mult decât de Dumnezeu. Pentru că încălcăm porunca lui Dumnezeu, care înseamnă sănătatea sufletească. Nu? Să iubim mai întâi pe Dumnezeu cu toată ființa și apoi pe semenele nostru, oricine ar fi soț, soție, copii și așa mai departe. Călcăm o poruncă și asta ne aduce multe dezechilibre, multe boli sufletești și trupești, multe necazuri. Revin, problema este nu cum avem sau nu avem, cum ne raportăm la ele.
Sfânta Împărăteasă Teodora, ale cărei moaște sunt în insula Corfu sau Cherchira, puțin mai jos de faimoasa biserică unde sunt moaște Sfântul Spiridon, mai puțin cunoscută biserica unde sunt moaște Sfinte Teodora, era împărăteasă prin funcția, prin responsabilitatea pe care o avea, era obligată să poarte haine luxoase, bijuterii, avea la dispoziția ei bogății neînchipuite, oameni, armată, avea orice. Și totuși, ea se ducea în cămăruța ei, dormea pe un pat foarte simplu, pe o rogojină, și considera toate acelea ca pe niște scârbe, ca pe niște gunoaie. Nu se atașase de acele bogății și de acea putere pe care o avea. Câți dintre oameni pot să poarte bijuterii sau nu știu ce costume de lux sau nu știu ce case să aibă și așa mai departe și să nu se atașeze de ele? Prea puțin. Și totuși asta este calea dacă vrem să ne mântuim. Dacă împărăteasa, fiind căsătorită, cu soț, cu copii, cu atâtea posibilități la picioarele ei, s-a mântuit, nu poate să spună nimeni din lumea aceasta cum se poate mântui. Nu poate să spună nimeni că numai stivnicii se mântuiesc și lumea pierde. Nu este adevărat. Istoria bisericii este plină de oameni care au trăit în lumea asta zbuciumată. În fiecare vreme lumea a fost zbuciumată și împătimită și totuși au fost oameni care s-au mântuit. Și pe funcții mari. Deci se poate. De ce s-au mântuit ea dacă au trăit în lumea asta? Nu s-au temut. Împărăteasa Teodora nu s-a temut că își pierde tronul, nu s-a temut că poate să fie săracă peste noapte, le considera din contră niște poveri pe umerii ei. Și atunci de asta s-a sfințit. Când Sfântul Ioan Gură de Aur a fost exilat, a mulțumit Dumnezeu că a scăpat de responsabilitatea cea mare a slujirii sufletul pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Este o responsabilitate. O faci cu dragoste, dar cu frică de Dumnezeu, cu mare responsabilitate, cu teamă să nu greșești. Și Sfântul Ioan Gură de Aur nu s-a tulburat când a fost exilat chiar și a doua oară și a murit în exil. A mulțumit Dumnezeu pentru toate, a considerat și a simțit că Dumnezeu este prezent și acolo în cetatea aceea îndepărtată, s-a rugat și a unit inima, mintea cu prea dulcele Iisus. Nu a ținut de rang, nu a ținut de fast, nu a ținut de faptul că avea mulți oameni care îl slujeau. Așa se pot sfinți oamenii și așa pot să scape de frici. În momentul în care ne agățăm că am nu știu ce funcție, că am nu știu ce rang, că am nu știu ce privilegii în viața aceasta, atunci diavolul ne prinde. Diavolul ne agață și ne chinuie. Termină psihic pe om, adică nici noaptea nu mai doarme. Cum e viața aceasta acum, nu te mai poți baza aproape pe nimic, nu mai este aproape nimic stabil, sigur, cum era poate într-o anumită vreme, asta creează o teamă multora. Sunt șefi peste șefi, o grămadă de șefi și bineînțeles că primesc și indemnizații mai mari sau mai mici și tremură că și-ar putea pierde astfel de privilegii. Privilegii până la urmă trecătoare, pentru că, părinte profesor, oricât de sus am ajunge într-o funcție în lumea de astăzi, până la urmă este trecătoare și de multe ori pierdem în vedere că cea mai înaltă funcție spre care ar trebui să accedem cu toți este cea de cetățean al Împărăției Cerurilor, o funcție care de altfel nu se ia niciodată și care este veșnică. Părinte profesor, pentru că vorbeam și vorbim despre teamă și despre frică, aș vrea să vă întreb dacă există cumva vreo diferență între teamă și responsabilitate. De ce vă întreb lucrul acesta? Cu adevărat că nu este bine să ne temem. Avem un Dumnezeu purtător de grijă, nu trebuie să ne fie frică. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim responsabili, să fim atenți cu cei din jur, ca nu cumva noi să fim prileji de zminteală sau poate chiar și prileji de a transmite niște lucruri deloc bune pentru aproapele nostru. Și dacă mă refer la această pandemie, iată, nu este bine să ne temem, să pună frica stăpânire pe noi și, iată, să cădem în depresii sau, Doamne ferește, să facem alte lucruri, dar în același timp nu trebuie să fim nici irresponsabili, să ne gândim că până la urmă nu contează ce se întâmplă, nu contează ce este în jurul meu, eu sunt în centrul creației, eu contez și așa că pe mine nu mă interesează. Învățăm de la vremurile prin care trecem, învățăm de la această perioadă prin care trecem că este bine să fim într-un echilibru.
Cum ne putem găsi echilibru în lumea de astăzi și în încercările prin care trecem în zilele noastre? De bună seamă că trebuie să fim responsabili. Ce s-ar întâmpla dacă toți ar da bir cu fugiții? Ce s-ar întâmpla dacă medicii au fugit din spitale pentru că, în mod evident, și ei se îmbolnăvesc? Nu, sunt și oameni care au curaj, ori au o constituție psihică puternică și au curaj. Alții își găsesc curajul, alinarea în familie. Sunt motivați pentru că au un soț, o soție bună, copii, au o căldură a căminului care îi motivează, le dă putere. Trebuie să existe responsabilitate. Și faptul de a nu-ți asuma responsabilitatea, mai ales dacă este de la Dumnezeu, dacă este un dar de la Dumnezeu și ai o anumită responsabilitate în societate și nu ți-o asumi, este un act de lașitate. Îngropi talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu și e păcat. Este un gest, o gândire imatură. Îți asumi. Dom'le, asta trebuie să fac, asta este menirea mea, încerc să mă pregătesc, să fiu cât mai conștiincios în ceea ce fac. Probabil că și voi greși, încerc să îndrept ce se poate îndrepta. Dacă nu recunosc, am greșit și încerc să recunosc treaba asta în mod sincer, nu să mă dau viteaz și mincinos că de fapt n-am greșit, să arunc responsabilitatea pe umerii altcuiva. Este o caracteristică și în lumea aceasta. Am văzut cu toții de multe ori că oamenii din lașitate aruncă responsabilitatea pe umerii altuia sau se estivează. Nu i-au greșit. Și fac tot felul de mici tertipuri ca să arunce pe altul în necaz, să se stiveze, să scape basma curată, să-și păstreze privilegiile. Poate că în lumea asta, dar în lumea raportată la Dumnezeu, nu va exista astfel de tertipuri. Nu merge. Nu există așa ceva. Și se plătește și în lumea asta și în lumea de dincolo câte ceva. Deci, iată, suntem chemați să fim responsabili. Putem considera responsabilitatea aceasta pe care o avem față de aproapele și un act de iubire? Dacă nu de iubire, măcar de grijă față de celălalt. Depinde cum o fac eu. Dacă o fac rece, dacă am o anumită slujire în societate și o fac rece, pot să o fac conștiincios și rece. Dar dacă și din punct de vedere sufletesc îl tratez pe celălalt ca om pe care îl înțeleg, încerc să-l ajut dincolo de litera legii, atunci e un câștig enorm și pentru mine și pentru el. Adică eu nu abuzez de faptul că am o anumită funcție și îl tratez pe el ca pe un sclav, ca pe un nimic. Se simte și el om, dar și eu cresc duhovnicește pentru Împărăția Dumnezeu. Cei care au responsabilități, diverse responsabilități în lumea aceasta și nu se umflă de mândrie că ei sunt taie și spânzură, vor avea mare plată de Dumnezeu dacă într-adevăr sunt oameni. Doar oameni să fie atât. Să aibă inimă bună și să-i trateze pe ceilalți semeni ca pe niște oameni. Să trăiască evanghelic, cum a zis Mântuitorul. Cine vrea să fie întâiul, să fie slujitor tuturor. Nu prea întâlnim prea des acest precept evanghelic trăit de prea mulți oameni, din păcate. Dar sunt. Sunt oameni care sunt conștienți, trăiesc faptul că sunt trecători pe o anumită funcție, nu se agață de acea funcție. În momentul în care sunt dați jos, demiși sau ies la pensie sau prin diferite situații nu mai sunt pe acea funcție, sunt promovați sau degradați, ei nu suferă și sunt tot oameni. Și atunci e tare frumos și te bucură când nu mai ești pe o anumită funcție și te întâlnești cu oameni cu care ai interacționat și zice: m-ai ajutat cândva, îți mulțumesc, ai fost om. Îți crește inima. Așa cum și un cadru direct, un profesor, când se întâlnește pe stradă cu elevi, cu mulțime de elevi pe care i-a avut cândva și mulțumește: să rămână, doamna profesoară, știți, mi-ați fost profesor, m-ați ajutat, m-ați luminat, m-ați îndrumat bine în vremea respectivă. Îi crește inima. Adică nu ai făcut umbră pământului degeaba. Dar în momentul în care nu ești om, nu te porți cu drag, cu responsabilitate, cu dragoste, cu afecțiune față de celălalt, în momentul în care nu mai ești pe funcție, vei fi tratat cel puțin cu răceat, dacă nu cu răutate, de către ceilalți. Și pentru ce? Dacă într-adevăr suntem conștienți că suntem trecători. De aceea trebuie să căutăm și să cultivăm întotdeauna
recunoștința, știind că recunoștința este floare rară, dar care trebuie cultivată des. Părinte profesor, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre și gândindu-ne la vremurile prin care trecem, v-aș ruga să adresați un cuvânt de încurajare telespectatorilor care ne urmăresc. Ne-a zis Mântuitorul și este consemnat în Evanghelia de la Ioan, capitolul 16, versetul 33. Deci așa, Mântuitor, întru mine pace să aveți, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci Iisus Hristos ne dorește să avem pace în El, să-L căutăm cu multă stăruință pe Iisus Hristos în rugăciune, în spovedanie, în Sfânta Împărtășanie, în citirea Sfintei Scripturi, să-L căutăm cu multă osârdie pe Iisus Hristos, ca să dobândim pacea pe care El o dă, nu o dă lumea aceasta, pentru că, într-adevăr, El a biruit lumea aceasta a păcatului. El poate să ne vindece, El poate să ne dea sănătate, El poate să ne dea putere, El poate să ne dea mântuire. Mulțumim, Părinte Profesor, pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și pentru frumoasele cuvinte adresate în timpul acestei emisiuni. Vă așteptăm și într-o ediție viitoare. Mulțumesc frumos! Dragi telespectatori, și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!